Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Oleg Brega, e ora 7:06 și începem a 6-a ediție de dezbateri electorale cu participarea candidaților și a candidatelor verzi. Încercăm în felul ăsta să acoperim un gol pe care îl face legislația și practica românească de a exclude din dezbaterile politice, din dezbaterile electorale, candidații independenți, partidele noi, partidele din opoziția extraparlamentară. Iar noi totuși vrem să răzbatem, dacă nu la putere, să răzbatem măcar în forul legislativ. Duminică vor fi alegeri parlamentare și vrem să vă prezentăm care ne sunt planurile, platforma, candidații și candidatele. În seara asta avem colegi din Partidul Verde, din cel puțin 3 județe din nou, de la Dunăre, domnul Ghionu de la Tulcea, de la Iași, dacă nu greșesc, de pe Bahlui, o să se prezinte acuși colegii, și din județul Dolj. Vă rugăm pe rând să vă prezentați, să ne spuneți ce faceți în viață, ce faceți, ce poziție aveți în partid, și în ce fel candidați pentru Parlamentul României. Domnul Ghionu, dacă tot v-am prezentat primul, așa. Mulțumesc. Bună seara, dragi colegi, bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Sunt Ovidiu Ghionu și candidez pentru funcția de deputat din județul Tulcea, din partea Partidului Verde. Am 47 de ani, o experiență, zic eu, destul de bogată în administrația publică. Am peste 20 de ani în administrație, am lucrat în Consiliul Județean, am fost și viceprimar la Tulcea o perioadă. Și merg cu speranța acestei candidaturi pentru a reuși să particip la îndreptarea unor lucruri din domeniul, cel puțin din domeniul cu care județul Tulcea se confruntă, și anume problemele deltei Dunării, dar fără am rezumat la acestea. Mulțumesc. Ia și vă rog, sau îndrăzniți, că în Parlament va trebui să aveți curaj. Da, vă rog. Bună seara, numele meu este Bălan Simeon Florin, sunt din județul Bistrița Năsăud, mai precis localitatea Șiriara, comuna Șiodorhei, unde de curând, prin prisma alegerilor, sunt consilier local în această localitate. Verde. Da, Partidul Verde. Ce să vă zic mai mult? Candidez pentru Senat, pe județul Bistrița Năsăud. Încercați să aduceți o undă verde în Parlament. Cum? Vreți să aduceți o undă verde în Parlament. Pe ce poziție e Partidul Verde în județul dumneavoastră? Pe poziția 11. Ok, mulțumim. Deci okay, iată încă un județ despre care nu știam. Alți candidați? Ziceam că avem și din Iași. Nu avem din Iași, înseamnă că a venit Bistrița în loc. De pe la margini. Haideți, următorii. Doamna Velican, Dragoș Marin. Porniți microfonul, vă rog, doamna. Da, bună seara. Bună. Bine v-am găsit. Da. Mă numesc Velican Venuela. Sunt stabilită în Sibiu de 10 ani, deloc sunt din Orșova. Sunt antreprenor. Am absolvit facultatea de jurnalism la Sibiu. Am 54 de ani, am fost sportivă de performanță. Ce să vă mai spun? Și candidat la Sibiu. Candidat la Sibiu, da, pentru Camera Deputaților. Poziția 10, dacă nu greșesc, am mai vorbit cu cineva din Sibiu. Ca și la București, Sibiu e pe 10, ca și
Craiova și Constanța. Bun, dar nu mai presupun, vă rog să spuneți care ceilalți din ce județe sunteți, că constat că nu avem nici Doj, nici Iași. Da, mulțumesc. Bună. Mă numesc Marin Dragoș, candidat din partea Partidului Verde la funcția de deputat din județul Sibiu. Mm-hmm. Sunt din comuna Orlade, lângă județul Sibiu. Am 25 de ani. Am făcut liceul în Sibiu, Liceul Național Gheorghe Lazar, după care am studiat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, partea de automatizări industriale, automatică și informatică aplicată. În prezent sunt inginer, programator în domeniul automatizărilor industriale și mai fac și un master la facultatea din Sibiu. Am intrat în politică pentru că mi-am dat seama că indiferența ucide, indiferența... Da, putem spune că indiferența ucide, pentru că indiferența ne-a ucis, de exemplu, până acum 30 de ani din viață. Pentru că, până la urmă, din cauza indiferenței am ajuns unde suntem și trebuie să spunem stop chiar și acum, în al 12-lea ceas. E paradoxal că în vârstă de 25 de ani spuneți că ne-au ucis 30 de ani din viață, dar da, aveți dreptate din viața românilor care au din trăit mai mult. Da. Din viața mea, din fericire, da, 25. Ok. Da. Și avem cazuri chiar foarte recente în care, din cauza indiferenței, au murit oameni. Corect. În spitale, deci. Da. Accidente se întâmplă, din păcate, dar acolo când unde ne dăm seama că sistemul e vinovat, trebuie să nu rămânem indiferenți, să încercăm să amendăm moral persoanele care sunt responsabile, moral și mai ales prin vot. Până la urmă, asta este singura noastră armă. Și trebuie să, de asta spun că nu trebuie să rămânem indiferenți. Ok, sperăm să... Pentru asta am ales să fac parte din Partidul Verde, pentru că aici am găsit oameni minunați, oameni relativ noi în politică sau cu ideologii corecte, să spun așa, și cu ei vreau să fac un prim pas. Nu visam de mic la viața politică, dar situația din țara noastră ne aduce... pe mulți în punctul ăsta, în punctul de a intra în politică, pentru că trebuie să ne implicăm. Sperăm să se implice duminică și tineri ca dumneata la vot, măcar primul pas de participare în viața politică cu foarte votul. Important. Da. Foarte important. De asta mi-am dorit să fiu și în poziția asta de candidat, chiar dacă pentru mulți poate sunt prea tânăr și lipsit de experiență, doar ca să arăt că se poate, doar ca să arăt că merită să ne implicăm, să ne implicăm atât politic, în diverse partide politice, nici măcar nu mai contează neapărat atât de mult un partid politic. Contează ca omul care intră în politică să aibă coloană vertebrală și să vrea să facă bine. Și dacă totuși nu vrem să ne implicăm în politic, haideți să ne informăm înainte să votăm. Să votăm ce credem noi că va fi bine, dar cel mai important, cum spuneam și dumneavoastră, în primul rând, să votăm, pentru că România s-a obișnuit foarte prost, s-a obișnuit să nu voteze. Da. Doar așa putem să facem schimbarea pe care o doresc toți, schimbarea care deja e sloganul majoritatea partidelor, dar, din păcate, nu mai are consistență acest slogan, schimbare. Pentru că am fost deja de multe ori mințiți. Unii și-ar dori conservarea situației actuale, dar noi ne-am săturat, vrem altceva. Sigurat. Și o să și reușească dacă nu votăm altfel. Okay. Pentru că vedem cu toții că se plimbă dintr-un partid în alt. Foarte mulți, foarte mulți oameni vechi, foarte mulți oameni toxici, din păcate, pentru că... Sunt de acord că oamenii vechi care chiar fac bine să rămână acolo și e important să contopim și să facem un mix de experiență cu impulsivitatea tinerilor, cum sunt eu, pentru că nu pot.
Nu putem, un grup de tineri, nu putem să conducem Parlamentul în prezent, la fel cum nici nu va fi să rămână aceiași oameni de 30 de ani acolo să-l conducă în continuare. Mulțumesc, a fost o prezentare mai desfășurată, a mai rămas un participant în discuție, rugăm să se prezinte și el. Bună seara, colegilor, bună seara, urmăritorilor sau celor care urmăresc emisiunea și pe noi, probabil prietenii. Numele meu este Toplicianu Lean, sunt candidatul Partidului Verde în Senatul României. Totodată sunt președintele Partidului Verde, filiala municipiului Sibiu. Experiența mea, nu am o experiență politică, mulți care au venit către Partidul Verde nu au și probabil, cred că asta a fost un atu al nostru, al celor care ne-au întâlnit la un moment dat și am făcut pasul către politică, dar am o experiență managerială în Orientul Mijlociu, în orașul meu natal, Sibiu, unde m-am și născut, unde am și activat o vreme până când, forțat de situația din România, undeva în 2003. Vedeți ce trist, am auzit pe Dragoș acum că visează la o schimbare clasică, așa am visat și eu la vremea respectivă. Nu s-a întâmplat, am votat cu aproape toți, am aproape 50 de ani și la un dat am trebuit să fac pasul să plec din țara asta, ca mulți români, și la un moment dat, undeva în 2014, către finalul 2014, ne-am hotărât eu și soția să revenim în țară. Gândindu-ne să ne implicăm de atunci, am fost foarte activ pe internet la vremea respectivă, ne-am și bucurat la vremea respectivă că a fost o schimbare a președintelui, așa am crezut noi că se va schimba și va fi benefic și pentru noi, pentru români, dar se pare că, iată, au trecut 5 ani de atunci și noi trăim aceleași vremuri, ca să zic așa, iar ei, oamenii ăștia care au condus prin rotații 30 de ani țara asta, trăiesc bine, mersi, familiile lor, copiilor, rudele lor. Și nu se schimbă, se perpetuează la infinit. Și vedem, chiar ultimele zile am fost foarte, cum să zic, conectat la internet, n-am postat prea mult, dar am interacționat așa pe anumite site-uri, motivat de ușurința cu care oamenii ăștia au schimbă oameni competenți în funcții și de aici se vede felul lor de a se raporta la noi, la populația de rând. Acum vorbesc și din punct de vedere al cetățeanului, dar pentru că noi n-am condus niciodată, n-am fost implicați în actul de conducere, nici la nivel județean, nici local, eu pot să spun treaba asta, dar din experiența mea ca manager în Orientul Mijlociu aici, lucrurile nu se duc către bine. Dacă menținem aceeași clasă politică, menținem aceeași lume, menținem aceeași fel de a ne raporta la cetățeni, de a-i minți zilnic, apărând pe ecrane, pe mici ecrane și peste tot, și mințind și uitându-ne de fapt ce au făcut oamenii de 30 ani, adică nimic. Am intrat zilele trecute din cauza unor probleme personale, în spital, din nou, după o perioadă în care am avut niște probleme cu mama, acum vreo 5 ani, 4 ani, și nu s-a schimbat nimic, mai oameni buni. Deci sunt la fel. Deci ce am văzut imaginea acelea la televizor cu oamenii acolo, sunt un pic mai ok pe aici, pe la Sibiu. Adică suntem în lumea a treia. Deci ce să mai ne tot ascundem, să spunem că Sibiu, oraș european, Sibiu... Nu, suntem exact acolo. Lucrurile se trebuie să se termine odată. Iar românii, cetățenii care se duc la vot, deși ultimele trei alegeri parlamentare au fost un procentaj de 40%, din câte mi-amintesc, adică slăbuți, acum se pare că ar fi undeva la 23-25% din ce am văzut niște... Și înseamnă că tot partidele parlamentare vor avea de câștigate. Noi sperăm ca duminică să se schimbe ceva. Mai ales că partidele parlamentare sunt favorizate de cadrul legal făcut tot de ele. Pragul electoral de 5%, participarea în birourile electorale, tot numai pentru ele, participarea în dezbatere electorale, fonduri de la buget. Ce ar trebui să schimbăm, să schimbe următorul parlament în normele legale electorale ca
să ajungă o clasă politică reprezentativă pentru toată societatea. De exemplu, drept de vot pentru mai tineri, ce zice colegul nostru de 25 de ani? Se pare că legea nici nu permite să candidezi până la 25 de ani. Ai drept să votezi de la 18, dar să candidezi abia de la 25. N-ar trebui să scădem poate dreptul de vot de la 16-17 ani și să candidezi de la 18, când ai deja capacitate de exercițiu. Cu siguranță putem să facem modificări de astea, pentru că putem observa, mai ales în mediul virtual, că din ce în ce mai mulți tineri se maturizează mult, mult mai repede. Au păreri, au vloguri, au canale de YouTube sau așa mai departe, sunt influenceri, unii mai buni, unii mai pregătiți, unii mai nepregătiți, dar totuși sunt influenceri, sunt oameni ascultați, oameni care se pot educa și pot educa la rândul lor alte clase sociale, tineri. Pentru că ei o să fie în permanență mult mai ascultați decât, dau un exemplu, inclusiv președintele României, între tineri. Deci da, sunt de acord că ar trebui să găsim o soluție să scădem limitele astea de vârstă. Pentru că nu sunt relevante. Democrația spune că conducătorul trebuie ales. Dacă participantul, dacă un candidat vrea să participe la niște alegeri la 20 de ani și este ales, atunci înseamnă că ce face, face bine. Da, vă rog, vorbiți. Ideea este următoarea, după părerea mea, atâta timp cât partidele mari sunt subvenționate de la stat, șansele sunt foarte, foarte, foarte mici a te impune. Chiar dacă ai principii, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești, nu știu, vii cu anumite idei, atâta timp cât ești subvenționat, cât partidele mari sunt subvenționate, e greu să intri. Văd și acum în campania asta, nu putem apărea pe media, o să zic aici la noi în județ, de niciun fel. La orice oră aproape bine, la orele impuse de media, PSD-ul și PNL-ul au acaparat tot. La mine, în Republica Moldova, tot există de câțiva ani finanțarea partidelor, dar a tuturor partidelor care participă în campanie electorală, în dependență de rezultat. Indiferent dacă a intrat sau nu în Parlament, și acolo tot e prag discriminator de 5%, dar se dau bani, era plan chiar să se dea și candidaților independenți care au câștigat, ca să-și poată desfășura la următorul tur electoral, să-și desfășoare campania electorală cu bani de la buget. Pe când aici se dă numai celora care au intrat în Parlament, asta mi se pare discriminator. Și tot așa, când se face loterie pentru birouri electorale, pentru reprezentanți la secțiile de vot, ar trebui să se facă loterie pentru toți. Nu să fie favorizați cei care au intrat în Parlament și ceilalți marginali, mărunții, nereprezentativi, să participe la loterie pentru singurul loc rămas liber. Cum s-a întâmplat la dumneavoastră în județ? Tot așa, nu am primit accept, nici n-am participat măcar la trage. Deci, reprezentanți în secții, n-avem deloc. Nici da, vorbiți, domnul Ghionu. Da, îndrăzniți, porniți microfonul și vorbiți. Hai ca la dezbatere. Și doamna Velican, dacă vrea să vorbească, să intre, să nu ne părăsească așa supărat. Intre, iese, poate fi un semn de protest. Sunt simple practici de concurență neloială, amendat în alte domenii, dar aici politic se acceptă și chiar se încurajează, din păcate. Da, e favorizare. Sunt de acord cu finanțarea partidelor într-o anumită măsură, pentru că, într-adevăr, oamenii trebuie să-și cunoască candidații ca să poată să-i voteze. Dar unde s-a ajuns cu asta și cu bugetele pentru partide, este de neimaginat. Aș vrea să intervin, dacă îmi permiteți, pe subiect în legătură cu finanțarea partidelor politice. Este o practică la nivel mondial, aș putea spune, numai că la noi s-a înțeles altfel finanțarea asta. În principiu, motivația finanțării partidelor politice a fost să reducem corupția din partide și să reformăm aceste partide. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult, anul trecut, guvernul
Dăncilă, guvernul PSD, împreună cu domnul de la ALDE, cu domnul Tăriceanu, au modificat finanțarea partidelor politice, care se raporta la 1% din bugetul de stat, care e vreo 200 de milioane de euro. Și au schimbat raportarea la tot PIB-ul României. Deci, practic, și-au mărit de 3 ori subvenția de la stat pentru partidele politice parlamentare. Așa s-a întâmplat, da, fără nicio justificare. Așa s-a întâmplat și cu, sigur, toată lumea, avem un referendum, toată lumea vrea 300 de parlamentari înapoi. Păi când am avut 300 de parlamentari, cum am dus-o mai bine? Că asta chiar e și o întrebare, dom'le, de ce să fie 300 și nu 200 sau 1 sau 500 sau 600? Da, probabil că ne referim la cheltuielile din bugetul de stat și o să vedem că pentru cei 500 de parlamentari împreună cu consilieri și tot ce mai consumă prin Parlament, e exact ca și cu pensiile speciale. Și dacă tot vorbim de banul public, așa s-a întâmplat și cu pensiile speciale. Vă aduc aminte că tot anul trecut guvernul Dăncilă a modificat și a aprobat prin ordonanță de urgență codul administrativ. Sigur că România avea nevoie de un cod administrativ, dar tot acolo a introdus cu premeditare, evident, niște plăți pentru aleșii locali, primari și consilieri locali, care beneficiază de pensii speciale, și pentru alte categorii, mă rog, un an înainte, magistrații Curții Constituționale. Păi cum să se mai manifeste Curtea Constituțională dacă tot acest guvern Dăncilă, în spiritul Constituției și a Constituționalității, dacă tot acest guvern Dăncilă, sau oricare guvern până la urmă, dar iată că a fost ăla PSD Dăncilă, așa, le-a acordat pensii speciale cu 2 ani de zile. Aici suntem, iar referitor la relația dintre vot și România, aici e o relație complexă. Toate partidele parlamentare au încercat să-și conserve statusul acolo. Și au umblat prin legi și au făcut legi peste legi. Ați văzut, ca să candidăm trebuie să facem o tonă de hârtie. La cine trebuie să tăiem atâta pădure? Chiar am calculat pentru alegerile locale, am tăiat vreo 500 de arbori seculari ca să candidăm noi cu atâta hârtie. Într-o era internetului, n-avem vot electronic și ne plângem că nu vine lumea la vot, n-avem vot prin corespondență și ne plângem că... Păi toate lucrurile astea sunt cu premeditare. Mai trec încă 4 ani și încă 4 ani și tot așa împing lucrurile până la dezastru. România n-are un proiect de țară. Nu știm unde mergem, societatea nu-i coagulată și nu știm ce să facem. Nu știm care sunt prioritățile naționale. Avem petrolul de pe platforma Mării Negre. Păi avem exemplu multor țări care și-au vândut petrolul efectiv. Acum 30 de ani în Dubai erau 3 cămile și un cort. Iar în Azerbaijan nu erau nici este. Uitați-vă cum arată țările astea. Păi noi ce mai așteptăm? Pe lângă copacii tăiați pentru buletinele de vot, se cheltuie o grămadă de bani pentru vot în diaspora, sute de secții de votare, care cu vot electronic n-ar fi necesare. Ar vota omul de acasă, de pe telefon, de pe laptop și ar participa în viața țării. Dar nu se dorește participarea diasporei în treburile țării. Deci, Partidul Verde cere vot electronic. Altceva? Inițiative? Propuneri? Idei? Ce ne deranjează? Ce nu-i bun acum? Trebuie schimbat? Avem nevoie de o întreagă reformă a statului român, a serviciilor publice. Nu avem niciun domeniu care să funcționeze cum trebuie. Puteți să-mi arătați unul sau cineva, un român, să-mi arate un domeniu. Dom'le, eu știu, în ingineria... nu știu care, dar în construcții de mașini, domne, merg construcțiile de mașini, merge agricultura. Dumnezeule, ce dezastru e și în agricultură. Știți bine că s-au dat fonduri pentru micile ferme, marile ferme. Ce s-a întâmplat? Lumea s-a deșteptat și au dat cu pesticide și cu tot felul de substanțe. Dacă azi s-a făcut o roșie, mâine a dublat cantitatea de azotat și fosfat să facă 4. Noi, în loc să fim o țară bio, să avem eticheta asta cu... cum e Italia, de exemplu, Spania, sunt țări în care e foarte controlat fenomenul ăsta. Nu e așa lăsat la... până și țăranii să duc și iau două sacoși, una de azotat, una de fosfat și le trântește acolo în pământ. Mamă, ce roșie s-a făcut!
Dar nu e, încă o dată, nu e niciun domeniu în care să excelăm, nu e niciun domeniu care, în care să meargă bine. Uitați-vă la poliție, la învățământ, în antreprenoriat, ce să mai vorbim? Chiar și nu avem în liceu cursuri de antreprenoriat, la ce ne aștept? Cine să facă afaceri? Cine să facă bani? Trebuie să facă cineva bani în țara asta. Trebuie să ne arate cineva un drum, o țintă în care, pentru care să muncim, să mergem cu toții. Da? Și să astupăm fracturile astea din societate. Chiar dacă unul este măturător și celălalt e medic. Deci în ce fel? Să echilibrăm cumva salariile, cum zice Călinescu, salariul cel mai mare să nu fie mai mult de 5-10 ori mai mare decât cel mai mic? Adică să nu de fie foarte bogați milionari și foarte săraci milioane? Mă scuzați. Din punctul meu de vedere, de politizarea administrației este imperios necesară. Reforma statului în sine, reforma serviciilor publice. Dom'le, ce e la serviciu public? Păi avem învățământ, educație, mă rog, sănătate, apărare, siguranță și publică și așa mai departe. Drumuri, șosele. Ăsta e serviciu public. Dar trebuie să recalibrăm și mediul de afaceri, și codul fiscal, codul de proceduri, sistemul de taxe și impozite. Tot ce înseamnă, inclusiv, evident, și salariile. Discrepanța asta enormă, majoră. Dar intervenția cu bocancii a unui sistem de ăsta de căști și prietenii în politică, care e până la urmă transpartinic, el e acolo, există, nu se mai mișcă. Cine e primul la afaceri? Păi la care e primul la informații, evident. De unde să știi că se scoate la licitație terenul ăla? Păi știe ăla care trebuie să știe. Nu vii tu, nu-i ca nimeni care ai trage un SRL după tine de 20 de ani, vine ăsta, fiul nu știu cui trebuie. Uitați-vă la, sunt și oameni inteligenți și oameni de ispravă în politică, nu zic că nu sunt, dar sunt doborâți, au fost doborâți. Cum? Prin vot. La noi nu se înțelege încă relația dintre vot și perspectiva unui trai mai bun. Păi dacă toată lumea câștigă cu minciuna, uitați-vă la PSD, 8 spitale, trimite în România pe lună, pe Marte, facem, nu zic că nici ceilalți nu sunt la fel, dar ce înseamnă impostura asta, minciuna asta? Păi asta e fraudă morală și iată câștigă cu fraudă morală, da? Facem autostrăzi, facem bine, mărim pensii, păi de unde? Toată lumea știe să mărească pensii. Uitați acum, iau o foaie, am un șervețel aici și scriu că de mâine, hai să aprobăm o lege, de mâine luăm 10.000 de euro pensii. Păi nu-i numai vina PSD-ului că a mințit, e și vina majorității populației că i-a crezut. Cum facem ca românul să devină mai sceptic, să pună la îndoială, să nu mai creadă și știrilor false despre vaccinul, ca fi o conspirație mondială sau câte și mai câte, că COVID-ul e inventat. N-avem o relație dintre, n-avem o cultură politică și dacă vreți și civică până la urmă, care să ne permită să mirosim relația dintre promisiunea politică până la urmă și realitatea în sine. Dacă vă duceți într-o țară normală, civilizată și am mai povestit lucrurile astea, Austria, Germania, să zicem, Franța, o să vedeți multă lume cum stă la cafenele și se uită pe burtiera aia jos, dar nu o să vedeți știrile de la ora 5 acolo, ci o să vedeți cotațiile la acțiunilor la o bursă în sine, indiferent la care. Iar lumea se uită acolo pentru că a fost învățată să-și investească banii, să aibă grijă, stau în piața asta, prinși acolo. O mare, mare parte a populației. Noi știți unde suntem prinși? La țară. Și la țară e minunat. E minunat și la țară, cu toaleta în fundul curții și cu copiii care se neacă în toaletă la școală. Asta este diferența dintre... Și ne plângem. Păi ne exploatăm resursele până la maxim. Tăiem păduri, luăm pește, tăiem de toate, până la epuizare. Și atunci, după ce terminăm și cu ăstea, ce mai facem? Pământul l-am terminat, n-avem laboratoare de analiză. Din punctul meu de vedere, și am propus și la locale, era prin oferta, și de altfel bine argumentată și fundamentată. Trebuie să fie laboratoare de analiză de sol, trebuie să clasificăm solurile și produsele la piață, trebuie să fie pe culori, de la roșu la verde. N-ai decât să cumperi pe care vrei, dar să nu mi-o vinzi mințindu-mă că e verde.
Lucrurile astea trebuie să fie la îndemână. Un laborator e cât o masă de asta. Pui o probă acolo și ți-o dăm 3 minute. Mai mult de 20 de lei n-are cum să coste. Mă tem că prin piețele românești nu prea trece prin laborator nicio roșie, nicio vânătă ce se vinde pe acolo. Nu știu de ce se înghesuie lumea să cumpere din piețe, dar în piețe e cam periculos să te alimentezi. Sau aveți alte păreri? Că iată, de weekendul ăsta se deschid piețe, se redeschid piețele, chiar și cele închise. Nu, eu așa, da, este o chestie normală care trebuia să fie de la început, atâta timp cât oamenii noștri se chinuie să... Câți au mai rămas producători acum, dau de toate colegului Ovidiu că ce să mai... Vindem ce mai putem prin piețe sau vând oamenii ăștia ce mai pot prin piețe, dar atâta timp cât la noi, și nu o să pot să dau nume de magazine sau de lanțuri de magazine, ca să nu lovesc în lanțuri de magazine, sunt deschise, mall-uri sunt deschise și ei funcționează și am văzut la un moment dat o fotografie a cuiva pe internet în care arăta o piață, da? În care piața respectivă încerca să-și deschidă ferestrele sau geamurile ce avea acolo și un mall și erau atașate cele două poze. Cu ce erau mai deosebiți cei din mall-ul respectiv, adică înghesuiala din mall și înghesuiala cu ghilimele din piețe. Deci nu era. Deci, la noi, din păcate, s-a ajuns să fim controlați și acum nu o să apare eu cu teoria conspirației, dar realitatea ne arată că marile magazine fac cărțile, ca să zic așa. Marile magazine fac cărțile aici. Noi am avut un eveniment, dacă vi-l aduceți aminte, când la un moment dat micii producători sau câți erau pe acolo, au refulat ei, așa și... Ghici cine a apărut în țară, un CEO, un owner de la 2-3 magazine, 2-3 owner au apărut și s-au întâlnit cu cine? Cu Ponta. Și s-au reglat toate treburile rapid. Deci oamenii ăștia ca și când sunt chemați la apelul bocancilor. Nu mai avem tăria asta ca să refulăm. Adică educația civică, care vorbea colegul. Da, aia trebuie să facă din școală, să înțelegem. Bă, oameni buni, avem și noi ce vinde în țara asta. Avem și noi resursele noastre. Hai să le vindem noi, nu să ne vină alții să ni le vindă noi. Adică să vină unul să-și facă pe un teren care e tot al tău, da? Să vină să-și creeze un diva mai magazin, un, două, trei, după care ție să-ți reglezi el, să spună, bă, ce vinzi tu aici, domnule producător? Păi aș vinde și eu niște vine. Păi da, dar le vinzi cum îți spun eu, nu vinzi cum vrei tu. Că doar ești la tine în țară, cum să vinzi tu la tine în țară cum vrei tu? Și vând ei. Vând ei, banii se duc la ei, au găsit și mijloacele să nu ne plătească taxele așa cum se laudă pe toate canalele de că ei plătesc taxe în România, ei plătesc de toate. Nu se plătește nimic. Acum cineva mi-a spus, da, dar noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați că îi alegem tot timpul aceiași oameni, iar revenim la votul de duminică, îi alegem pe aceiași oameni care se căciulesc, se coboară, fac partipriuri, bat palma, eu știu ce fac pe acolo. Am înțeles că și cele 80 de miliarde care vin deja băieții s-au întâlnit, își trasează cine, cum le vor cheltui. Noi suntem doi un cărți, ca să zic, ce să mai... Da, cam asta e România la ora asta. În rest... Depinde și de noi cât vrem și cât cerem. Eu de ce apăr magazinele? Pentru că acolo te duci, poți plăti cu cardul, îți dă bon de casă, știi ce ai cumpărat și e pe răspunderea lor, ai un contract, o hârtie... Contract cu cel care ți-a vândut produsul și îl poți da oricând în judecată, poți întoarce produsul. Ia încearcă să întorci ceva la piață. Încearcă să-l găsești pe cel care ți-a vândut vinete cu nitrați, cu temir ce îngrășăminte. De asta mă îndoiam că produsele de la piață trec prin vreun laborator. Dacă au ajuns prin farmacii să se vândă jumătate din măștile din România neconforme, putem să ne imaginăm ce se vinde prin piață. Oleg, nu neg, ai dreptate, îți dau dreptate, ai un bon și eu fac cumpărăturile, știi, eu sunt cumva avocat, nu știu cum să zic, mă duc și fac cumpărături aproape zilnic și mă doare sufletul și tot timpul, știi, un vis de al meu așa este, când o să văd eu în țărișoara mea, am deja 50 de ani și mă tot gândesc, oare mai apuc să văd în țara mea magazine, nu știu, da, așa, un rom, nu știu cum, nu știu, orice, să văd și eu ceva românesc, cum este, dau un exemplu, sunt băieții de la Piatra Neamț, care în bricolaj, da? Care au făcut ceva oamenii, au făcut ceva, vin, au făcut și, am înțeles că s-au implicat și în învățământ și în cercetare. Și nu știu.
Vă luați exemplu de la oamenii ăștia, vă întâlniți-vă, nu știu, 20 de producători, că așa să tot vorbești, că bă, hai să faci, mai câștigă, nu am face, dar nu ne lasă. Bă, dar ieșiți mai afară, mă, cum au ieșit francizii atunci când au venit McDonald's-urile peste ei. Da? Au ieșit și le-au decantat în față la aia. S-au bătut cu ei până la un moment dat americanii le-au oprit, celebra brânză roșouă, le-au oprit exportul sau importul. Și, dar nu, până la urmă au bătut palma, nu s-au lăsat francizii. Adică, bă, oameni buni, ieșiți și voi, că așa, cum ai zis tu, Oleg, o să găsească să ia de la marile, știu ce, depozite și o să mai vină vinete tot din Turcia sau tot din, cu pesticide. Și salut, că nu le mai fac în grăinul, dar dacă le fac, vorba colegului, bagă doi, trei saci de aia și iar ne vând de trei ori roșii în același, la o singură cultură. Dar, bă, ridicați-vă, faceți ceva, oameni buni, votați. Uitați-vă la ce oameni votați, uitați-vă că oamenii ăștia pe care îi votați, ei își pun doar rudele, își pun doar prietenii, îi schimbă, nu contează, îi vorbesc de să ocupe posturi oamenii potriviți la locul potrivit. Și când vor, ei vin cu tot felul de nei ca nimeni pe acolo să conducă diverse direcții. De ce părere au ceilalți participanți în discuție despre măsurile protecționiste? Facem ca francezii sau facem ca alte piețe, să nu ne trezim că ne sunt trimiși lucrătorii din agricultură sau din construcție, ne sunt trimiși acasă pentru că ei vor să lucreze numai lor. Da? Câte milioane de români avem peste hotare și acum noi să o facem pe naționaliști și să vrem numai totul de-al nostru, neauș de acasă. Globalizarea vine peste noi și ar trebui să o acceptăm. Sau mai sunteți participanți în discuție antiglobaliști. Da, Dragoș. Sigur, dar eu totuși aș spune că avem nevoie, cel puțin din punct de vedere al agriculturii, avem nevoie de asociațiile micilor producători, pentru că trebuie să consumăm ce producem noi, din punctul meu de vedere, asta e în general valabil, numai din punct de vedere al agriculturii. Trebuie să încurajăm mici producători și micile afaceri, pentru că asta este mica noastră șansă de scăpare. Aș schimba un pic subiectul, aș reveni puțin la depolitizare, dacă îmi dați voie. Sigur. Din punctul meu de vedere, este atât de simplu, chiar atât de simplu să facem ceva în țara asta. Să depolitizăm oameni buni. Să depolitizăm instituțiile, să lăsăm oamenii de carieră să-și facă treaba, să-i lăsăm și să-i lăudăm dacă și-o fac bine. Atât de simplu. Dacă facem asta, schimbarea va veni de la sine. Încet, pentru că este greu. România nu are venit precum Germania și Franța. România este mult în urmă, din foarte, foarte multe puncte de vedere, dar de acolo putem să începem să reconstruim. Până într-un moment de politizări, când noi încă ne luptăm cu politicul, din competență, cu corupția, nu putem să construim ceva concret și durabil. Nu avem nicio șansă. Cheltuim mulți bani, rezultate proaste. Pentru următorii 4 ani și atât. Ca să mai câștigăm poate un mandat sau să ne umplem buzunarele și să fim bine. Nu asta e soluția. Deci, atât de simplu, depolitizare. După depolitizare, aici să ne îndreptăm, măcar acum pe ultima sută, către fondurile europene. Care o să vină acum, 2021-2027, ultimele fonduri europene de care ar trebui să nu ne bată în joc, ne-am bătut de cele din trecut. Trebuie să le absorbim în cât mai mare măsură, să le absorbim bine. Am avut ceva tangențe cu ceva fonduri europene, nu direct, în mod indirect, și am văzut cum se procedează. Se dau fonduri mari unor firme care ar trebui să educe antreprenorii și să împartă mai departe aceste fonduri. Multe din cursurile astea se fac numai pe hârtie. Antreprenorii își fac niște fonduri pe care niște proiecte care câștigă niște fonduri. Proiectele astea sunt pur pe hârtie, pur imaginare, nefondate. Și atunci marea lor majoritate, firmele astea mici pe care noi ne bazăm, care sperăm să fie viitorul, eșuează. Eșuează pe acești bani.
Și aici vorbim de cazul fericit, firmele care banii absorbit. Sunt și marea majoritate a banilor care nu se absorb și pleacă înapoi. Pentru a absorbi banii trebuie să avem proiecte eligibile sau măcar să scriem proiecte, că nu prea scriem și banii nici măcar nu sunt solicitați. Cum vă explicați? Nu avem specialiști, nu avem exercițiu scriere de proiecte, nu avem dorință pentru că acolo nu se poate fura din banii europeni sau e foarte dificil de furat. Dorința este, dar, cum spuneam, banii care sunt dați prin firme care trebuie să organizeze cursuri, firmele respective sunt plătite pentru aceste cursuri, cursurile rămân în marea lor majoritate fictive și au datoria să împartă banii firmelor. Acum, clientul final, micul antreprenor, de cele mai multe ori nu este cel pe care ne-l dorim noi, adică meșterul de la SAS sau așa mai departe, care chiar produce ceva și are nevoie de banii ăia, ci de mai multe ori este un visător care cumva a picat acolo într-un context favorabil și a reușit să ia niște bani pe care nu știe să-i folosească sau își pune pe picioare o firmă pe care nu știe să o dezvolte. Bun, asta e în cazul fericit, cum am spus, în cazul în care banii sunt luați. Și cu partea de bani care nu sunt luați. Păi nu sunt luați pentru că oamenii nu știu și oamenilor le frică de fondurile europene, li se pare greu de accesat pentru că informația e departe. Avem în România deja destul de multe firme care consultă, consultanți, care percep sume, din punctul meu de vedere, destul de mari de bani și vin cu servicii proaste, care nu scriu proiecte bune, proiecte legibile, ca banii să fie absorbite. Și după aia, cum spuneam, lipsa de informații către zonele rurale, spune. E problemă de educație sau cum vă explicați? Trebuie să se predea asta și la liceu? Categoric. Dacă revenim, aveam în plan să discutăm un pic și despre educație. Pentru că oameni buni trebuie să ne reîndreptăm către școlile profesionale, către școlile de meserii. Mama este învățătoare, profesoară, mă scuzați, și știu puțin cum funcționează, mai ales în mediul rural, dar mediul rural destul de bine dezvoltat, de unde sunt eu, de lângă Sibiu. Și îmi dau seama că părinții tind să-și forțeze copiii să meargă înspre licee teoretice. Total greșit, oameni, total greșit, pentru că nu toți sunt făcuți pentru facultăți. Nu toți copiii sunt făcuți pentru facultăți și rămânem cu copii prost pregătiți care nu își găsesc un loc de muncă ulterior și trebuie să se îndrepte către o meserie. Dar nici pe asta nu o cunosc bine. Și atunci rămân să lucreze ca operator la diferite fabrici, un salar mult mai prost decât cel de meseriaș calificat. Bun, și atunci trebuie să facem școlile de meserii și să le încurajăm. De unde copiii noștri să vină cu o meserie, să învețe o meserie, pentru că încă este valabil că meseria este brățară de iaurt. Și meseriașul poate să ajungă și antreprenor, să aibă afacerea lui, eventual angajații lui, dacă stăpânește meseria. Ce idee aveți ceilalți participanți despre reformarea sistemului de învățământ? Propuneți alte inițiative. Cu ce vreți să veniți în Parlament? Ce vreți să schimbați? Ce credeți că merge prost în domeniul în care activați dumneavoastră și pe care îl cunoașteți cel mai bine? O să-mi permit să mă intervin pe subiect. Vorbeam mai devreme de educația antreprenorială, care mi se pare chiar insuficientă, dacă nu inexistentă în sistemul nostru de învățământ. Mai mult decât atât, avem același sistem de învățământ orientat spre memorare, spre practic oricine ar putea să fie profesor, dacă o vezi să o luăm așa. Dumnezeu, i-am învățat și voi asta până stai eu cu spatele și după aceea, după ce mă întorc cu fața la voi, spuneți acum ce ați citit. Da? Sau scoateți o foaie de hârtie.
Așa arată sistemul nostru. Nu vreau să supăr pe nimeni. O mai fi ca și în alte zone. Profesorii care își fac treaba acolo la catedră cu suflet și dedicație și muncesc cu elevii și trag de o clasă. Lucrurile s-au schimbat. Iar noi nu mai privim în viitor. Ne uităm în pământ și mergem așa după fiecare pas. Nu avem nicio viziune cu sistemul nostru de învățământ și nici cu privire la ce trebuie să facă, la ce întrebări trebuie să răspundă acesta pe viitor. Unde se duc oamenii aia? Unde integrăm în societate, în muncă până la urmă? Unde își regăsesc loc? Nu îi ținem în țară. Păi nu îi ținem în țară pentru că nu avem viziunea asta. Ne lipsește cu desăvârșire să adaptăm sistemul de învățământ, care, ca orice sistem public, în condițiile actuale de globalizare, sigur că de globalizare, că ăsta e viitorul, trebuie să fie flexibil și să păstrăm inteligența, dar și forța de muncă acea calificată în România. Asta este ce trebuie să facem noi. Dar pentru asta trebuie să ne uităm puțin, să anticipăm ceva. Trebuie să mai scoatem și noi nasul pe afară, în Japonia, în Coreea, să vedem unde merge lumea. Păi ea sunt cu 100 de ani înaintea noastră. 100? Păi acolo mergem și noi, dar după 100 de ani. Da? Pentru că nu putem să reducem decalajele astea decât dacă suntem flexibili, foarte flexibili și deștepți. Altfel nu putem. Îmi pare rău, nu putem. Uitați-vă la utilajele noastre din agricultură. Mai bine mănânc un produs de ăsta hidroponic. Păi măcar știu ce îi pune o cantitate exact aia pe care îi trebuie într-o roșie de aia. Și eu mănânc pe aia hidroponică. Mi-e frică să mai iau de la piață. Dar să revin la sistemul de învățământ. Asta este cu sistemul nostru. Dar despre modele de urmat, că toată lumea se uită la televizor sau a călătorit peste hotare, ce model de țară ni se potrivește mai bine? Doamnă Velican, domnule Toplicianu, cine încă n-a vorbit? Pe cine ar trebui să imităm dacă nu știm calea noastră să o ducem bine și să avem o guvernare eficientă? Dar porniți microfoanele dacă vreți să vorbiți. Știți cum? Concluzia mea este că peștele care pute trebuie tăiat de la capăt, nu? Ok. Da. Tăiem boala și fugim din țară, nu? Sau cum? Să știți că am fost și pe afară, ca exemple de țară, nu știu. Peste tot, cel puțin eu am stat în Grecia aproape 20 de ani de zile, am lucrat. Nu știu dacă putem lua ca exemplu Grecia. Și acolo tineretul este dezorientat, nu au de ce să se agațe. Iată, domnul Ghionu locuri ne de dă, muncă, la ne fel, dă exemple, ba Japonia, ba Arabia Saudită sau ce mai zicea. O să vă dau și un exemplu, ce spune domnul American, că intervin, dar nici eu n-am fost în Elveția, nici eu n-am fost în Japonia. Nici în Suedia, nici în... Dar am citit, da? Modelele lor sunt extraordinare, din câte am înțeles. Dar am fost în Qatar. Ia că am ajuns undeva acolo și eu cu plecat în mintea mea, am zis, bă, să vezi ce deștept ajung eu acolo printre arabi ăștia, nu știu nimic, habar n-au pe unde să... Și la un moment dat, după ceva vreme, mi-am dat seama, interacționând cu ei, prietenindu-mă cu anumiți băieți, și mi se păreau un pic mai, cum să zic așa, ieșiți din, nu știu, din tiparele mele, ca să zic așa, din tiparele mele greșite. Și l-am întrebat pe un băiat, apropo de ce a spus, cam care, ce văd, cum o văd eu, ce concluzie au ajuns ei. Iată, catarezii, care ai zis, o țărișoară de cât un oraș de al nostru, cât București, cred, sau un pic mai mare. Și oamenii ăștia, unul dintre ei mi-a zis, l-am întrebat, ce lucrezi? Lucrezi pe platformă. Inginer, zic, bravo, și cu ce te duci la lucru? Cu mașină, cu vaporul? Zic, nu, cu elicopterul în fiecare dimineață. Opa, pardon, zic, pe cum, zic, zic, eu am o funcție de răspundere acolo. Zic, dar te văd tânăr așa, pe unde ai studiat? Păi am studiat la Londra. Pardon, zic, dar cum ai reușit să știi că la noi, trebuie și eu să... Păi da, dar vezi statul, la noi statul Cătărez Iulian investește în oameni. Deci fiecare om de acolo, a, și-au dat seama, au adus profesorul din Statele Unite, am întâlnit profesorul din Statele Unite care au predat și în România. Curios, o femeie, o americană, predase engleza exact în România și am dat seama, în Qatar și predase chiar în Sibiu la Lucian Blaga.
Și azi, incredibil ce mică e lumea. Și ea ne-a povestit, da, într-adevăr, oamenii ăștia investesc, plătesc bani frumoși pe profesori ca să-și educe următoarea generație. Eu am întâlnit niște oameni extraordinar deștepți, școliți, pe unul făcuse prin Florida, unul prin Franța, unul, și toți erau angrenați în procesul ăsta de reînvățare a celorlalți, a următoarei generații, dar încă o dată statul a investit, le-a plătit, că asta mi-a spus omul, i-a plătit toate studiile. Dar numai dacă merita, atenție, și statul investește în copiii care vor să facă mai departe. Unde ați auzit la noi? Să nu iau, să-mi aduc aminte cine studiază prin străinătate dintre noi, decât copiii politicienilor noștri, da? A oamenilor care sunt implicați în actul politic, toți, dacă încep de la cine, de la celebrul Adrian Năstase, da, cu copiii lui celebri care erau plătiți de nu știu ce bunică, mătușă, habar n-am, da? Și urmărindu-i pe ceilalți, că așa este trendul, dar e interesant, nimeni nu-i judecă pe copiii aia, eu nu judec copiii lui că au studiat la Londra sau în Elveția. Bă, oameni buni, dar copiii noștri ar putea să studieze și ei pe acolo. Sau dacă nu la noi, cel puțin. Haideți să facem, să ridicăm nivelul învățământului în România. Că se pare că noi ne lăudăm, că am avut profesori buni, că noi am venit cu un background extraordinar, că învățământul românesc era deasupra. Da, era. Dar unde sunt oamenii? La fel cum, din nou, trebuie să spun colegului, da, i-am lăsat undeva în colbul istoriei, au rămas acolo, i-am trecut peste ei, bocancii, ca să zic așa. Da, trebuie să investim în învățământ. În învățământ, că de acolo pornește tot. Atât timp cât un copil este face o educație civică, știe cu cine să voteze, știe ce trebuie să facă. Deci în alte țări, nu o să dau exemplu, dar le-am citit, dar n-am fost acolo, repet, dar oamenii, copiii știu deja ce se întâmplă în Parlament, ce se întâmplă în guvern, ce fac pe. Dar noi, pe aici ăștia, în universitate, încă, că habar n-au pe ce planetă trăiesc chiar pe. Ce se mai întâmplă prin Parlament sau amastră, da. Domnul de la Bistrița, ce modele aveți? Să uite... Din păcate, trebuie să fiu de acord cu colegii mei. Sistemul de învățământ, cel puțin la noi în țară, cam lasă mult de dorit. Și eu sunt inginer de profesie, am terminat o facultate, dar mai în glumă, mai în serios, să vedem ce se întâmplă la nivel înalt. Atâta timp cât, cum spunea și Dragoș, trebuie depolitizate funcțiile astea la instituții, atâta timp cât ei sunt siguri că o să aibă anumiți oameni pe anumite funcții, pentru ei pur și simplu educația parcă nu e importantă. Avem dovezi la ce s-a întâmplat până acum în țară, la foști miniștri ai învățământului care pur și simplu... Ce să mai vorbim de studiile care probabil aveau niște studii, că aveau diplome și de-astea, dar modul cum se exprimau și asta cam îi trădau. Îi cam trădau studiile pe care le aveau. Și de-aia zic, nu știu în ce măsură, da, trebuie făcută o reformă în învățământ 100%, dar în ce măsură o să se facă asta în viitor, nu știu de cine ar depinde. Că, după cum vă spuneam, noi vrem, dorim să facem ceva, dar din păcate suntem cam dați la o parte. Cei mici prea puțin sunt ascultați. Chiar dacă au idei, au inițiativă, e greu să combați un sistem. Să formați, să așa de tare formați acolo și închegați că E greu să-i destabilizezi. Poate să ne unim, să ne asociem, să ne regrupăm. Da. Cum ziceau și colegii, mici asociații, revenind la problema cu agricultura, cu micii producători, și aici la Bistrița, foarte, foarte puține cazuri să vezi. Sau anumite zone, să știi, de ceva producător. Restul aduse de dincolo, frate, nimeni nu știe ce mai mănânci. Chiar dacă toată piața sunt pânzite de
gherete cu tot felul de fructe, legume. Da, arată frumos. Cred că stau acolo jumătate de an, nu se întâmplă nimic, că nici nu se strică, nici nu le ia lumea. Da, din păcate nici nu mai știm ce mâncăm. Cum am spus, mici excepții, sunt mici zone, da, recunoscute pentru agricultură pe mici perioade din an, pe sezon, dar restul import, zic eu. Ok, spre finalul emisiunii vă rugăm niște concluzii sau un îndemn pentru alegătorii dumneavoastră din județul, din circunscripția în care candidați. De ce sunteți mai buni decât ceilalți concurenți electorali de diverse culori, unii chiar de culoare verde, pseudo-ecologiști, de exemplu, la care s-au dus mulți PSD-și certați cu legea sau alți verzi, verdele l-au otrăvit de naționaliști, noua dreaptă. Noi de ce suntem buni? De ce e bine să aducă unda asta verde proaspătă în Parlament? Este clar că, dacă îmi permiteți, că mesajul nostru este unul al civilizației, unul al deschiderii, este unul european. De altfel, Partidul Verde este foarte, foarte bine reprezentat în Europa, după cum știm. Și ce trebuie să înțeleagă alegătorii? Trebuie să înțeleagă următorul lucru de la Partidul Verde. Că nu-i vom dezamăgi. Aceasta este cuvântul nostru de onoare, așa, contra unor promisiuni fără noimă, promisiuni cu care ne-am obișnuit de 30 de ani. În ceea ce mă privește, aveți cuvântul meu de onoare. Ok, mulțumim. Pe ce poziție ziceați? Pe 9 la Tulcea, da? 9 la Tulcea, pozițiile diferă la Senat și Cameră. La Senat poziția 11 și la Cameră poziția 12, ultima poziție pe buletinul de vot. A, deci nu e 9. Nu, nu. Ok, am greșit. 11 Senat, 12 Cameră. 9 la Bistrița, ok. Dar unde am auzit 9 în seara asta? 11 a zis, ok, ok. Scuze. Oricum, oamenii nu cred că se uită la cifra aia, se uită la siglă, se uită la numele candidaților, deci nu e foarte importantă cifra. Da, să sperăm că se uită la siglă totuși, la numele candidaților, la numele partidului în primul rând, că până la urmă candidăm sub un partid, nu e așa. Și apoi am speranța totuși că și în pandemia asta vor veni la vot. Chiar îmi doresc să vă luc toate riscurile ce le implică. Dar nu e mai mare decât ai duce și ai cumpăra o pâine de la supermarket. Exact. Aici mai e o regulă. Acolo, să știți că mai fac o mică paranteză, chiar am fost azi prin piață și s-a terminat cu distanțarea socială. Lumea se bulucește, a uitat de când și-a pus mască toată lumea. S-a scurtat și distanța dintre, mă rog, am revenit la normal. Am uitat și de dezinfectant, intrăm în magazine, ieșim fără să ne dezinfectăm. Da, mă rog, asta e lumea. Încet, încet sper să revenim la normal, chiar și cu vaccinul ăsta, așa cum se anunță. Eu personal sigur că mi-l voi face atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Oricum, la secția de votare mai multă rigoare, mai mult strictețe și se dezinfectează toți la început. Li se dă mască dacă nu au, mască gratuită de la stat, plătită din timp. Deci îndrăzniți, mergeți la vot chiar dacă nu aveți masca de acasă. Și dezinfectant este la fiecare ușă, la fiecare intrare și ieșire. Da, vă rog, mesaj pentru bistrițeni. Eu îndemn pe bistrițeni să meargă, chiar să meargă la vot, cu toate măsurile, să respecte măsurile de siguranță impuse. De ce este mai bun ca alții? Păi, în primul rând, cred că în acest partid sunt oameni noi, oameni care nu s-au perindat printr-o parte și în alta prin partide, nu au în spate
Chiar dacă suntem mai începători și eu și mulți dintre colegii noștri nu avem o experiență politică foarte, foarte mare, dar nici nu avem în spate oameni care să ne impună anumite lucruri, să ne ducă într-o zonă bine cunoscută de ceea ce s-a întâmplat în spate până acum, în anii ce au trecut. Majoritatea dintre noi studiem foarte mult, ne orientăm pe principii noi, pe ceea ce este acum nou în țară și pe ceea ce se dorește a fi nou. Deci să nu ne mai uităm în spate, să mergem cu încredere și să votăm un partid, să zic... proaspăt. Nou. Un partid nou și cu principii moderne. Ok, mulțumim. Da. Eu îndemn sivienii să vină la vot, să voteze schimbarea în bine, pentru ei, în primul rând, da? Pentru că noi cred că ne-am dovedit și integritatea noastră, adică felul nostru, felul în care ne-am comportat noi la alegerile locale, da? A dovedit că noi dorim altceva, da? Dorim altceva de la orașul nostru, de la țara noastră, da? Ne dorim o schimbare radicală, da? Adevărată, pentru oameni, în care românul să se simtă și el că este parte din țara asta, că participă efectiv și el a mersul țării asta, dar spre bine, spre binele lui, nu a celor care îl conduc. Adică este timpul ca, zic eu, clasa politică, iar noi, sperăm noi că am dovedit-o până acum, am puținul timp, e adevărat, cât ne-a stat la dispoziție prin felul în care ne-am raportat la populație, că vrem altceva. Vrem altceva în bine, într-o schimbare în care românul nostru să nu mai se uite tot timpul peste umăr, să nu se mai uite peste granițe, să zic așa, să încerce să vină acasă, să facă ceva pentru el, pentru familia lui, că până la urmă nu e loc mai bun ca în țărișoara ta, dar atâta timp cât e condusă de oameni care au grijă de tine. Dar la finalul zilei să fii mulțumit cu tine, da? Și cu cei în jurul tău. În rest, dă bine cât mai mult la vot. Mulțumim. Și tânărul? Îndemn și eu lumea să vină la vot. Votul este esențial, este moral obligatoriu. Am ieșit toată în stradă, în frig, ca să dăm jos un guvern, pentru că înainte a fost o prezență slabă la urne. A venit acum un alt guvern de care se pare că nu suntem chiar mulțumiți și aș spune că este rândul partidelor mici. Așa că îndemn oamenii să voteze partide, mai ales Partidul Verde, partid relativ nou, partid cu oameni buni și oameni cu principii corecte. La vot. Mulțumesc. Mai era și doamna sportivă cu noi, dar văd că a ieșit mai devreme. Oricum îi mulțumim și ei și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru participare. Celor care ne-au privit, le mulțumesc pentru răbdare și pentru curiozitate. Le rog persoanele care ne privesc în seara asta până mâine dimineață, încă mai aveți timp, mai aveți voie, să dați like, share, mai ales dacă sunteți membri de partid, membri ai familiilor noastre, simpatizanții ai noștri și vreți să ne ajutați să afle cât mai multă lume despre Verzi și despre intenția lor de a aduce un suflu nou în viața politică. Dați-ne o șansă, haideți să înnoim, să primenim viața politică. Nu vă temeți să votați pentru un partid despre care credeți că n-o să treacă pragul electoral, pentru că oricum voturile de sub pragul electoral se repartizează celor partidelor mari. Decât să stai acasă, să nu votezi deloc, mai bine ieși și susține niște oameni noi în viața politică, pentru că cu actualii, ați văzut, nu prea am avut izbândă, nu prea avem bunăstare. Poate cu niște oameni noi să avem rezultate noi mai bune. Sunt Oleg Brega, mulțumesc, la revedere! La revedere!